Horoscopul din 26 iulie 2023 ne arată că zodiile au parte de un început de săptămână perfect. Mulți dintre nativii reușesc să ducă la bun sfârșit tot ceea ce și-au propus pe plan personal și profesional. Zodiile sunt pregătite să culeagă roadele eforturilor pe care le-au depus în ultimele luni. Nativii din zodia berbecului trebuie să fie mai blânzi cu ei înșiși. Încearcă să ai mai multă încredere în tine și să te bucuri de fiecare mică reușită. Celebrează alături de oamenii dragi lucrurile minunate pe care reușești să le construiești. Taur. Nativii din zodia Taurului au în față o zi excelentă pe plan profesional. Sunt pe cale să se întâmple multe schimbări importante în viața ta. Fii pregătit să te faci remarca și să te implici în proiecte de succes. Gemeni. Gemenii au nevoie de puțin timp pe care să-l petreacă singuri. Chiar dacă ești zodie de aer sociabilă, astrele spun că există posibilitatea ca astăzi să te simți sufocat de atenția pe care o primești de la cei din jurul tău. Rac. Nativii din zodia Racului s-ar putea să fie puși în fața unei alegeri importante. Astrele spun că norocul nu este de partea ta și trebuie să faci investiție financiară substanțială. Ia în calcul cheltuielile pe care le vei avea oricum de făcut până la începutul lunii viitoare. Leu. Leii se numără printre cele mai norocoase zodii. Astrele spun că în prima parte a zilei primești o invitație la un eveniment pe care l-ai așteptat cu nerăbdare. Ai șansa să cunoști oameni noi și să-ți deschizi orizonturile. Aceștia s-ar putea să joace un rol important în viitorul tău. Fecioară. Nativii din zodia Fecioară trebuie să învețe să se pună mai des pe primul loc. Astăzi vei învăța cât de importantă este propria fericire. Investește mai mult în pasiunile tale. Astrele spun că s-ar putea să descoperi o surpriză frumoasă în momentul în care îți vei acorda mai multă încredere. Balanță. Nativii din zodia Balanței s-ar putea să treacă printr-o discuție aprinsă cu o persoană din viața lor. Dacă ești într-o relație, fii atentă la informațiile pe care le primești de la partenerul de cuplu. Astrele spun că nu ar trebui să renunți la valorile și principiile de viață. Scorpion. Scorpionii se numără printre zodiile cu cea mai fină intuiție, iar acest lucru se observă chiar și atunci când trebuie să iau o decizie cu privire la viitorul lor profesional. Doar tu ești în măsură să decizi care proiecții se potrivește cel mai bine pentru planurile pe care ți le-ai făcut. Nu te teme să-ți faci cunoscute alegerile și să le motivezi cu atenție. Săgetător. Nativii din zodia Săgetătorului trebuie să învețe că uneori au nevoie de compromisuri. S-ar putea ca astăzi să fii pe punctul de a pierde o prietenă importantă. Dacă nu faci un compromis, astrele spun că este posibil ca relația dintre voi să aibă de suferit pe termen lung. Capricorn. Horoscopul spune că și nativii din zodia Capricornului au parte de o zi minunată. Încă din prima parte a zilei te trezești cu multă energie și ești gata să faci câteva schimbări importante. Vărsător. Nativii din zodia Vărsătorului sunt sfătuiți să fie atenți la modul în care își gestionează timpul și banii. Astrele spun că ai tendința să acorzi prea multă atenție lucrurilor care nu sunt cu adevărat importante pentru tine. Vei avea de pierdut dacă nu alegi să faci o schimbare în viața ta. Pești. Nativii din zodia peștilor reușesc să înceapă săptămâna cu multe momente frumoase. Fii atent la starea ta de sănătate și monitorizează lucrurile cu atenție. S-ar putea ca oboseala să spună cuvântul și să ai nevoie de o vacanță de lungă durată. Relatează impact.ro.